văzut în viața mea. Chiar dacă ești frate, eu te urăsc până la moarte. Vreau să mor, că nu-ți mai suport. Într-o zi, fratele, ceva era în casă, dacă ești de casa lui, avea aici un speț. Urmări că spunea, am scăpat și de ăsta, nu mai am niciun în viața mea. Aude că văd cineva la ușa mea. Deci vede la ușa deschide și era un bătrânin care spune, bună ziua, bună ziua. Știți cumva, sunt între cele pe aici. Aveți ceva de muncă și pentru mine. Aș vrea să muncesc și eu ceva. De la el, am ceva de lucru pentru mine. Fii atent aici. Bun. Dincolo de râu, pe partea cealaltă spune, acolo e un prieten de-al meu. Hai bine, prieten. E fratele meu. Și nu mai suport, nu răsc. Nu vreau să mai văd. Fii atent ce am de lucru pentru tine. Până mă întorc eu de la câmp, că mă duce să muncesc câmpul. Mă duce să fac treaba acolo. Până mă întorc eu de la câmp, fii atent. Vreau să ridici un zid înalt între mine și eu. Nu vreau să mai văd. Nici măcar asta nu vreau să eu mai văd. Descârbă de tot ce este a lui. Nici măcar mașina. Ce? Nimic nu vreau să mai văd. Vreau să ridici un gat și până vreau să fie terminat. Dacă omul lasă pe pătrânirea acolo, ce vreau să muncească? Să taie, să bate, să măsoare. Totul bine și frumos. Seara se întoarce omul acesta la câmp. Se oprește și se uită așa și mirat, rămâne așa în loc. Omul acesta mă întreabă, de ce ești mirat? De ce stai aici? De ce te vezi? Păi bine, domnule. Bine, domnule. Adică, eu ți-am spus ție să faci un gard. Și tu faci bine un pod. Dom'le, ce te-ai făcut cu tine? Când am plecat eu la câmp, nu de-am să faci un gard? Să nu mai văd și tu faci bine un pod. Deodată, vede că cineva urmează pe pod. Se întreabă către el. Se uită așa unde vine să cadă. Mai întreabă către el, când vine, mai vine, până ajunge la el. Și spune, bine, eu ți-am vorbit urât, eu te-am înjurat. Ți-am aruncat vorbe jignitoare și ți-am spus că te urăsc, lasă-mă cu toată viața mea. Și te-ai pus în pod între mine și cu mine. Iartă. Iartă-mă, Iartă. S-au îmbrațe, se îmbrățișează omul Dumnezeu, se sărută. Dumnezeu lucrează în fel și pe care nu ne imaginăm. În această seară, Dumnezeu și te-a pus în pod între mine toți. Acolo era unde era un zid. A venit peștera, a spart sicul și a făcut un pod. Frate acesta se uită la om și spune, mai stai, mă știi că mă iau de lucru pentru tine. Oh, de lucru pentru tine, mai stai pe la noi. Nu mai te gândi casă, mâncare, nu stai și nu. Pătrânir se uită la el și spune, pare rău, te ajută, dar nu mai pot. De ce? Nu am și alte motive de față. Peștera aceea este prezentă de Jumătate. Are cu siguranță de făcut un pod în casa ta, în casa mea, între noi, să ne bine mult, să ne prețuim mai mult. Aș vrea că Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. E să vă oprească. Amin. Și să fie cu noi în toate zilele și toate lucrurile. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat în pace. Aleluia. Amin. Domnul să binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Amin. Adică Dumnezeu ne-a vorbit. Amin. Amin. Vrem să ne ridicăm în picioare. Este târziu, dar am o rugăminte în numele lui Iisus. Pentru că surorile s-au ostenit să pregătească, aș vrea să nu plecați de aici. Aș vrea la sfârșit, după ce ieșim, cu toții să gustăm ceva. Amin? Amin. Deci aș vrea când să deschidem ușa să nu dați de bucurie. Numai cât au stat ele în picioare, astăzi și ieri, zic că Dumnezeu să le binecuvânteze. Amin. Amin. Eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit destul în seara aceasta și mulțumim. Amin. Fiecare a luat ce a trebuit. Zic că Dumnezeu să facă între noi un pod. Când ne-a vorbit Domnul prin fratele, Domnul a vorbit de la început. Să facă Dumnezeu dragoste între noi. Amin. Să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Amin. Să facă podurile astea între noi. Să putem să ne iubim, să putem să ne prețuim, să putem să ne aducem în închinare lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, am spus duminică trecută, Satana nu e frică de rugăciune ta, nu e frică de poftul tău, nu e
e frică, nu e frică. Este frică de unitate. Este frică atunci când se formează o echipă. El caută cu tot din abisul să despartă, să împărțească, să scadă. Dumnezeu vrea să facă un lucru. Vrea să mulțească, să unească. Măriți-vă pe Domnul. Vrem să mulțumim cu toții Domnului. Amin? Amin. Hai să mulțumim. Aici să vă mulțumim.